Bună seara, stimați telespectatori! Mă bucur că sunteți din nou alături de noi, ca în fiecare joi, așa cum v-am obișnuit. Dacă nu ne vedeți joi, pentru că nu sunteți acasă, ne puteți urmări în reluare, duminica, de la ora 17, și pe site-ul www.oltv.ro, la secțiunea live. Spun bună seara și invitațiilor mei din această seară. Bună seara! Și le mulțumesc frumos că mi-au acceptat invitația. Astăzi vom vorbi din nou de creativitate, vom vorbi despre artă. De data aceasta nu ne mai aplecăm asupra picturii, ci asupra muzicii. Și tema emisiunii din această seară, artiști profesioniști și artiști în devenire. Când spun artist profesionist, mă refer la domnul Costinel Alexandrescu. Cred că toată lumea îl cunoaște, toată lumea îi cunoaște vasta experiență în domeniul muzicii. Și avem și o novice. Avem și un artist în devenire, pe fica maestrului Costinel Alexandrescu, Cristina. Maestre, nu știam că aveți o fetiță așa mare, o fetiță frumoasă, suntem elevă? Da, sunt elevă în clasa 11 la liceul Radu Greceanu. Și am descoperit și arta cântatului, nu? Da, de mică mi-a plăcut să cânt. De mică ți-a plăcut să cânti. Dragi spectatori, țin să vă mărturisesc că într-o seară târzie, tatăl fetiței, tatăl elevei, tatăl adolescentei, mi-a trimis pe o rețea de socializare o melodie. Și mi-a spus simplu, ascultă. Curiozitatea care mă caracterizează m-a făcut să dau click și să ascult acea melodie. Din acea clipă m-am îndrăgostit de viața mea, ăsta e titlul piesei, am și distribuit-o mai departe și spre bucuria mea foarte mulți prieteni, foarte multe cunoștințe au fost în asentimentul meu și au spus nu numai că e o fată frumoasă, dar e o fată talentată, o fată cu o voce specială. De asta, iată, în seara aceasta vom vorbi cu profesioniști, vom vorbi cu oamenii cărora le place arta, oamenii care gustă frumosul și creează frumos prin muzica lor. Să începem cu veteranul, cu maestru Costinel Alexandrescu. Când am urcat pentru prima dată pe o scenă? În primul rând, salutare și bună seara pentru toți tinerii pe care vă iubesc foarte mult. Eu am urcat pe scenă la vârsta de 3 ani și jumătate. Mă aflam în comuna Tufeni, eram la grădiniță și atunci educatoarea din perioada respectivă, doamna Nuții Stoica, auzindu-mă cântând, mi-a propus să învăț piesa Eu sunt barbul lăutar. Și atunci cu mandolină în aceea de plastic am ieșit pe scenă și am cântat Eu sunt barbul lăutar. Deci iată că la 3 ani jumătate, nu vă întreb câți ani aveți acum, dar probabil că au trecut așa niște decenii. Mai am puțin și fac 80. Mulți înainte. Eu mă referam la cariera muzicală, nu mă referam la vârstă, dar cred că sunt niște decenii importante. Sunt exact aproape 40 de ani. Eu împlinesc anul acesta vârsta de 43 de ani pe 21 mai. Mulți înainte. Vă invit la chef. De Sfinții Împărați Constantin și Elena. Cu mare drag venim și cred că și colegii mei, cameramanii, sunt în asentimentul meu. Deci dacă ne invitați, cu mare drag suntem acolo și mulțumim de pe acum. Iată, stimați telespectatori, că o viață închinată muzicii, o viață închinată acestei cariere. Mi-a fost dat să-l ascult pe domnul Costinel Alexandrescu de vreo 2-3 ori la câteva spectacole, la câteva invitații și am văzut că nu abordați un singur gen, ci treceți, aveți în palmaresul dumneavoastră diverse șlagăre, dar cred că și compoziții proprii, nu? Da, și compoziții proprii, dar într-adevăr, eu am abordat ca și profesionist, pentru că, în primul rând, ăsta este statutul unui profesionist, în adevăratul sens al cuvântului, am abordat toate genurile muzicale. Mă refer la muzica populară, muzica ușoară, muzica folk, pentru că am cântat foarte mult muzică folk în timpul facultății, în Craiova, unde acolo se maestru Adrian Păunescu susținea cele mai mari concerte posibile în acea perioadă. Cred că concerte care nici până acum nu s-au egalat ca public. E vorba de până la 30-40 de mii de spectatori la un concert, unde intrarea era cu 5 lei. Mi-aduc aminte, 50 de lei. 50 de lei în acea perioadă. După care am abordat foarte mult muzica corală în cadrul Facultății de Teologie și în cadrul Teatrului Liric din Craiova și, bineînțeles, muzică clasică. Și dintre toate aceste căutări artistice, care e cea care vă caracterizează? Ce gen?
Eu zic că în toate genurile mă descurc. Pentru că eu v-am auzit pe muzică ușoară, pe șlagăre celebre, pe bluzuri, da? Așa v-am cunoscut eu. Dar cred că aveți una așa de suflet, un anume gen. Având vedere timbru vocal, mi se potrivește foarte bine, fiind baritonul, muzica ardelenească, populară, muzica ușoară la fel de bine și muzica clasică. Și muzica clasică. Da. Mă refer tot la acea rețea de socializare. Am văzut că sunteți așa extrem de activ și postați diverse piese. Sunt preluări sau sunt compoziții proprii? Anumite piese sunt compoziții proprii, iar unele sunt piese pe care eu le-am preluat de la artiștii mai vechi sau piese făcute după versurile unor scriitori. De regulă îmi plac foarte mult, admir foarte mult scriitorii din Republica Moldova. Vorba de Dimitrie Matkovski, un scriitor care a decedat cu mult timp, necunoscut în România, din punctul meu de vedere, dar foarte puternic, adică cu versuri extraordinare, mai ales versuri legate de iubire. Deci asta e tema principală, iubirea și femeia, nu? Că am văzut eu că astea două se leagă așa și formează un tot unitar. Mă consider un veșnic îndrăgostit de tot ceea ce este frumos. Ce este frumos. Și pur și simplu preluați textele așa exact cum sunt ele și puneți muzica sau mai intervin și modificări în privința textului? Faceți orchestrația sau? Fac și orchestrația, de multe ori găsesc și orchestrația făcută legată pe negative. În funcție de cum de situația respectivă. Versuri fac împreună și cu fetița mea, Cristina, că scrie foarte bine, are un dar extraordinar de a scrie poezie, un lucru care m-a bucurat foarte mult și de aceea am și hotărât, auzindu-o fedonând prin casă, să cânte. Cred că în scurt timp mă va moșteni. Asta vroiam eu să vă întreb dacă aveți și un colaborator, dar iată că colaboratorul domnul Costinel e exact în familie și anume fica dânsului și mă gândesc că și talentul tău s-a transmis clar, nu? Deci ești discipol, s-a transmis de la tată. Este la început. La început a urmat ceva cursuri de canto, am dus-o pentru inițiere la București, la doamna profesor, cum se numește? Crina Mardare. La Crina Mardare, la clasa Crina Mardare. Și încă o să mai mergem. Da, pentru că acolo unde e talent, să știi că așa am pornit și eu ca tine, de mititică, eu cu pictura, nu cu muzica, da? Dar și eu am fost dusă la oamenii, la specialiști în domeniu și atunci se spune că trebuie să ai un gram de talent și restul muncă, dar la tine cred că e talent cu carul și atunci dacă și acel talent se mai cizelează, nu se mai educă, clar îl vei depăși pe tata, nu? Așa zic eu. Doamne ajută! Bun. Eu mă bucur tare mult, repet, mă bucur tare mult că v-am alături de mine și am văzut că toată lumea ascultă muzica lui Costinel Alexandrescu, dar iată că cu pași repet și sigur și Cristina vine din urmă și e extrem de apreciată și ascultată, nu? Eu cred că e foarte important pentru un artist, pentru un muzician, ca muzica lui să fie ascultată, pentru că atunci el devine vocal și devine cunoscut, nu? Cu cât încântă urechea mai multor, nu numai slătinenii, mai multor oameni, mai multor români și nu numai, cu atât devenim mai cunoscuți. Da, bineînțeles, publicul este cel mai exigent juriu al unui artist. Și pentru măria sa, publicul întotdeauna trebuie să comportamentul și seriozitatea ta în tot ceea ce faci trebuie să fii la cel mai înalt nivel. Ca respect. Ca și în pictură, pentru că și noi dacă pictăm și dacă nu avem expoziții și nu expunem, tot pentru public, da? Dacă publicul ne apreciază și ne spune felicitări, ca și în momentul când ascultă o melodie de-a dumneavoastră, e clar că ne-am făcut treaba și avem un cuvânt greu de spus în domeniul muzicii sau picturii. Presupun că și în această seară ne-ați pregătit câteva surprize. Melodii proprii sau preluări? Nu, acum voi cânta o piesă pe versul de Anatol Mărzencu, o piesă foarte frumoasă, o piesă care mi-a plăcut foarte mult, este vorba de Lacrimi de bărbat. Lacrimi de bărbat sunt foarte rău, dar și bărbații plâng câteodată. Și bărbații când plâng câteodată? Da. Îmi spune colegul că nu e vorba numai de o singură piesă, ci de un întreg calup. Da, în curând o să scot un album, deci în curând. Și aceste piese, câte piese ne-ați pregătit în seara aceasta?
4 sau 5, parcă. 4 sau 5. Și aceste piese se vor regăsi pe următorul... Ele deja sunt postate pe YouTube. Da, dar eu vă întrebam dacă se vor regăsi pe albumul din 2017. Da, sigur, cu siguranță. Deci, iată, stimați telespectatorii, le puteți asculta pe Facebook, dar le puteți și asculta în această seară și vă puteți bucura de ele și în cadrul emisiunii Creativitate și Concret. Mi-am strâns lacrimile în pumn, of, măi, dorule, ca pe niște strop de plumb, dorule. Eu din pumn le-așa zvârli, of, măi, dorule, nu știu-n cine-i nimeni, dorule. Curgeți lacrimi, curgeți, chiar desvinovat, lacrimile mele sunt lacrimi de bărbat. Curgeți lacrimi, curgeți, de e vina mea, nimeni nu-mi oprește lacrima. Că ades păcatul cade, of, măi, dorule, peste omul cum se cade, dorule. Și-apoi lovește amarul, of, măi, dorule, de se bucură dușmanul, dorule. Curgeți lacrimi, curgeți, chiar desvinovat, lacrimile mele sunt lacrimi de bărbat. Curgeți lacrimi, curgeți, de e vina mea, nimeni nu-mi oprește lacrima. Îmi țin lacrimile-n pumn, of, măi, dorule, ca pe niște strop de plumb, dorule. În palmă de mie este frig, of, măi, dorule, de durere eu nu strig, dorule. Curgeți lacrimi, curgeți, chiar desvinovat, lacrimile mele sunt lacrimi de bărbat. Curgeți lacrimi, curgeți, de e vina mea, nimeni nu-mi oprește lacrima. Le-am ținut și le voi ține, of, măi, dorule, cât viață mai e cu mine, dorule. Că sunt lacrimile mele, of, măi, dorule, vinovat sunt pentru ele, dorule. Curgeți lacrimi, curgeți, chiar desvinovat, lacrimile mele sunt lacrimi de bărbat. Curgeți lacrimi, curgeți, de e vina mea, nimeni nu-mi oprește lacrima. Curgeți lacrimi, curgeți, chiar desvinovat, lacrimile mele sunt lacrimi de bărbat. Curgeți lacrimi, curgeți, de e vina mea, nimeni nu-mi oprește lacrima. Curgeți lacrimi, curgeți, chiar desvinovat, lacrimile mele sunt lacrimi de bărbat.
Curgeți la frit, curgeți, e vina mea. Nimeni nu-mi oprește lacrima. Femei, să vă lovească dorul meu, femei pe care v-am iubit mereu, pe care v-am iubit și vă iubesc, de dorul vostru simt că îmbătrânesc. Femei, ce v-a jucat cu soarta mea, femei, ce mi-ați dat toată dragostea. De dragul vostru când și mai trăiesc, frumoaselor femei, dar știi cât vă iubesc. Femei, femeilor, femei, m-au plâns cu lacrimi ochii mei, m-au plâns cu lacrimi de plăceri, frumoaselor femei, 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 femeilor, femei, m-au plâns cu lacrimi ochii mei, de dragul vostru când și mai trăiesc, frumoaselor femei, dar știi cât vă iubesc. Femei, cu părul legănat de vânt, de dragul vostru am cântat și cânt, și trece noaptea trist pe lângă noi, când unul și cu unul nu fac doi. Femei, din dorul vostru m-am născut, din vraja dulcea primului sărut. De dragul vostru când și mai trăiesc, frumoaselor femei, dar știi cât vă iubesc. Femei, femeilor, femei, m-au plâns cu lacrimi ochii mei, m-au plâns cu lacrimi de plăceri, frumoaselor femei, 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 femeilor, femei, m-au plâns cu lacrimi ochii mei, de dragul vostru când și mai trăiesc, frumoaselor femei, dar știi cât vă iubesc. Femei, femeilor, femei, v-au plâns cu lacrimi ochii mei, de dragul vostru când și mai trăiesc, frumoaselor femei, dar știi cât vă iubesc. Frumoaselor femei, femei, am ajuns și la pagina ta, gălbenită de vremi. Tu, parcă nici nu ai fost,
și nici n-a existat prima dragoste mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe clipă să dau amintirilor frâu. Când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul numele tău. Vino pe arii de dor, în albă, lochiță cu flori, dragoste, prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori, prima dragostea mea. Vino pe arii de dor, în albă, lochiță cu flori, dragoste, prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, în sfârșit am ajuns și la pagina ta, gălbenită de vremi. Tu, parcă nici nu ai fost și nici n-a existat prima dragoste mea. Vino pe arii de dor, în albă, lochiță cu flori, dragoste, prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Stina pa no gitonica, stina pa no gitonica. Maga pa, maga pa medio korizka, stina pa no gitonica. Maego, maego, maego po na ogiali, maego po na ogiali, mia gorgo na sagogiali. Maego, maego, maego po na ogiali, maego po na ogiali, mia gorgo na sagogiali. Filato, filato, filato me da gioxilo, filato me da gioxilo. Udavro, udavro, udavro ya na di stilo, udavro ya na di stilo. Filato, filato, filato na di filai, filato na di filai, che as mi me agapai. Filato, filato, filato na di filai,
filactona di filai che asmire agapai. Mai go pona o gyari, mia gorgona sacro gyari. Mai go pona o gyari, mai go pona o gyari, mia gorgona sacro gyari. Îi mulțumesc frumos domnului Cosinel Alexandrescu pentru melodiile cu care ne-a încântat sufletul și am văzut că sunt texte atent alese, chiar dacă ultima a fost în greacă, care emană așa melancolie, sensibilitate. Și piese de iubire, piese pe care le-am cântat special, având în vedere că în următoarele săptămâni o să vorbesc de dragobetele. La mulți ani pentru toți îndrăgostiți din Slatina. Așa am înțeles, dumneavoastră ați făcut așa un preambul, o pregătire pentru dragobete. Doar prima piesă nu se încadrează, unde și bărbații plâng, cred că de dragobete toți bărbații sunt fericiți și bucuroși că au lângă ei iubitele. Plâng că trebuie să cumpere cadouri. Da, are dreptate, Cristina. Iată un adolescent actual al secolului în care trăim. Hai să vorbim câteva minute, câteva cuvinte și cu Cristina. Cristina, spune-mi ce ne poți spune tu despre acea piesă care pe mine e puțin spus că m-a impresionat, Viața mea. Viața mea aparține unei cântărețe din Republica Moldova, Anișoara Puică. Mi-a plăcut foarte mult, este o piesă de dragoste. Și mi se potrivește și mie la vârsta aceasta decât să fi cântat o piesă despre despărțire sau ceva. Și câte... Republica Moldova, maică-sa. Ah, și atunci iată o altă legătură. Ce este concitură? Ca să realizăm, ca să ascultăm o astfel de piesă, câte ore de repetiții au fost necesare? Într-o seară. Doar într-o seară? Da, o rechie muzicală foarte bună. Așa m-a surprins... Adevărul e că seamănă și eu foarte repede. Pentru mine o piesă durează foarte puțin. Și atunci, într-o seară, a luat ființa așa? Da, într-o seară. Într-o seară am învățat și melodia și am și cântat-o. Deci înseamnă, dragi telespectatori, că eu am fost modestă când am spus că există puțin talent și multă muncă. Eu cred că e foarte mult talent și extrem de puțină muncă. Da. Cred că tuturor ne-ar plăcea să ne iasă așa din prima, nu? Și mai avem încă o piesă pe care am ascultat-o și aceea pe site. Cum se numește? Flor de Liliac, de Anastasia Lazariuc. Tot populația din Republica Moldova. Așa, și la asta tot așa, într-o seară, da. Pur și simplu am intrat în studio, am avut textul în față și am cântat-o. Da, pe aceasta o știam de mult timp. Deci asta e mai frecvent, așa să zic. Dar nu am cântat-o eu, doar am auzit-o. Doar ai auzit-o și ți-a plăcut. Și tot așa, într-o seară, a fost înregistrat în studio și iată, sună atât de bine. Și să nu uităm, pentru ea este debut în această seară, pentru prima oară când apare la o emisiune. Dar oricum eu vreau să spun că mă mândresc cu lucrul ăsta, că e prima dată când apare la TV și vorbește de pasiunea ei, pasiunea de a cânta. Suntem în premieră, da? Vom asculta și piesele la... Iată că postul OLTV și emisiunea mea aduce în față oamenii necunoscuți, dar m-aș bucura și să dea Domnul ca ăsta să fie punctul de pornire spre o carieră de succes și, de ce nu, cum am mai spus, să-l depășim pe tata, nu? Artiștii nu se depășesc niciodată. Ce scuze că am intervenit. Fiecare artist este plăcut prin felul lui de a fi. Deci artistul totdeauna, mai ales la nivelul de profesionist, fiecare artist este unic. Să-l depășim la numărul de piese, la numărul de spectacole, la numărul de premii câștigate pe la diverse concursuri. Pe lângă astea două piese, mai avem un lucru și altele? Că presupun că nu te oprești dacă... O să mai fac și altele. Toată lumea place muzica ta. Cu siguranță, o să-i imprime pentru că îi place foarte mult. Îi place foarte mult să cânte. Ea cântă prin baie, prin oriunde. Asta înseamnă să-ți placă un anumit lucru. De exemplu, și în cazul tău cu pictura. Îți place să pictezi tot timpul.
Eu de câte ori te-am sunat și era acasă, să uitați, am început, ce faci, Ioana? Pictez. Tot timpul mi-a spus că pictez. E un dar la Dumnezeu ăsta. Și valorificat. Clar, talentul trebuie cultivat și trebuie împărtășit și celor cărora le place să ne vadă sau să ne audă sau să ne admire pictura. Și tot piese de genul ăsta sau piese mai ritmate? Sau piese mai ritmate, m-am gândit și în limba engleză. Și asta vreau să întreb, pentru că tata știu că are în palmares așa, cântă nu numai în română și vreau să te întreb și pe tine dacă... Vreau să te întreb și pe tine dacă abordezi și alte genuri muzicale și în engleză, greacă, iată, am ascultat. Da, am mai cântat și în alte limbi. Chiar acum pregătim ceva piese în limba engleză și este bine să preiei din repertoriul internațional, pentru că în cazul meu, mergând prin țările respectivă, e foarte important că acolo o să știi măcar o piesă din limba respectivă. Pentru că publicul respectiv al țării respective își dau seama că tu, într-adevăr, iubești cultura acelui popor. Și ai studiat un pic, te-ai pregătit un pic când ai venit în țara lor. Bineînțeles, bineînțeles. Da. E o formă de respect și o formă de apreciere. Mă duc în China sau Japonia și mă apuc și când mărioare de la gură. Ce mai prostie? Eu niciodată, mergând în afară, ori cântam ceva în limba respectivă, ori repertoriu internațional în limba engleză, ca solist. Dar mergând în afară, cu ansamblul Doina Oltului, atunci scoteam în evidență virtuozitatea instrumentiștilor și a dansatorilor. Pentru că dansul, coreografia și partea instrumentală este o limbă care poți comunica oriunde în mapa mond. Dar a cânta mărioară de la Gorj în limba chineză sau pentru chinezi sau pentru, mai știu eu, african din Maroc, e cea mai mare prostie. Ai impresia că te aplaudă. Ei te aplaudă în bun simt. E cea mai mare aberație posibilă. Atunci nu mai ești profesionist. Nu, da, automat trebuie să ai măcar o piesă, adică trebuie să studiezi. Sau e ca și cum un solist, eu discutam chiar cu angajații mei a Doina Oltului, nu poți să cânți o piesă din altă limbă până nu cunoști traducerea textului. Categoric, e ca și cum cânti un cânte de mormântare pentru părinți și tu râzi ca, cum vedem zilnic la televizor. Este o aberație. A fi profesionist, trebuie primul să studiezi piesa respectivă. E vorba de intonație, e vorba de trăire și de feeling-ul piesei respective. Întotdeauna astăzi. Și și ținuta impecabilă de artist. Deci iată, Cristina, că ai un profesor extrem de exigent după cum sunt prezintă lucrurile așa, dar eu sunt foarte convinsă că acolo unde există exigență, unde există multă muncă, și rezultatele sunt pe măsură. Exigența naște lucruri mari. Categoric și iată că, deci mie nu vine să cred că într-o seară a apărut o piesă care sună atât de bine. Este foarte important, iar asta vreau să readuc în fața dumneavoastră. Eu nu am plecat în viață pentru a fi artist profesionist. Am avut ca un hobby. Și iată că s-a putut ajunge să ajungă la acest nivel. Cristina, la fel, se ocupă de, îi place foarte mult arhitectura. Ea da, mă pregătesc pentru la arhitectură. Se pregătește cu domnul profesor Mitrache, foarte bună citatea. Pentru mine este un hobby. Pentru că la anul urmează să dea admitere acolo. Da, în cazul tău, ai ajuns, ești doctor în istorie, felicitări, poate că sunt puțini, poate cred că ești tu unic, că mai sunt câțiva pe Slavina. Nu mai sunt, dar nu așa tineri. Da. Da. Felicitări la o vârstă așa tânără și mulțumesc, uite că pasiunea ta este pictura. Și pictez extraordinar de bine. Felicitări pentru asta. Eu te pun un profesionist, din punctul ăsta de vedere. Pentru că eu am făcut teologie, după aceea am terminat partea cealaltă de regia spectacolului de teatru la UNATC, București, și iată că partea aceasta de a cânta este efectiv mulțumirea față de darul primit de la Dumnezeu, să-l valorifică. O să rog pe Cristina să ne încânte cu acele două piese care pe mine m-au impresionat și sper să vă impresioneze și pe dumneavoastră la fel de tare cum au făcut-o cu mine. Mea.
eu te-aș iubi, totdeauna mi-ar fi dor de tine. Viața mea, toată iubire, ești cel ce trăiește în ea. Fără tine viața-i pustie, ești iubirea și dragostea mea. Viața mea, toată iubire, ești cel ce trăiește în ea. Fără tine viața-i pustie, ești iubirea și dragostea mea. Dacă singură eu m-aș trezi, dacă tu n-ai mai fi lângă mine, totdeauna eu te-aș iubi, totdeauna cuvântul la tine. Dacă nimeni pe lume n-ar fi, dacă stelele toate s-or stinge, totdeauna eu te-aș iubi, totdeauna o lacrimă ar curge. Viața mea, toată iubire, ești cel ce trăiește în ea. Fără tine viața-i pustie, ești iubirea și dragostea mea. Viața mea, toată iubire, ești cel ce trăiește în ea. Fără tine viața-i pustie, ești iubirea și dragostea mea. Trăiește în ea. Fără tine viața-i pustie, ești iubirea și dragostea mea. Viața mea, toată iubire, ești cel ce trăiește în ea. Fără tine viața-i pustie, ești iubirea și dragostea mea. Și dragostea mea. De flori de liliac mi-ai adus la prag. Florile în taină mi-au șoptit că de mine te-ai îndrăgostit. Clipa întâlnirii noastre n-am s-o ui nici când. Sufletul spre cer s-a înălțat, iar buchetul cinga și curat, cred că a fost un semn divin de Dumnezeu lăsat. Flori de liliac mi-ai adus la prag și parfumul lor, să știi că până astăzi nu a dispărut. Flori de liliac, mi-ești la fel de drag ca în prima clipă când abia ne-am cunoscut. Anii au trecut, tot ce-am dorit tu mi-ai dăruit. Nu a dispărut acel fior plin de tainic dor. Poate multe lucruri s-au schimbat, dar iubirea noastră n-a cedat. E la fel de minunată și va fi mereu.
și acum la prag. Cred că a fost un semn divin lăsat de Dumnezeu. Flor de liliac mi-ai adus la prag și parfumul lor, să știi că până astăzi nu a dispărut. Flor de liliac mi-ești la fel de drag ca în prima clipă când abia ne-am cunoscut. Îi mulțumesc tare mult Cristinei că ne-a încântat în această seară. Iată două piese extrem de sensibile pentru debutul unei tinere de clasa 11-a. Mă bucur tare mult că a fost în premieră în emisiunea mea. Îi urez mult succes de acum încolo și peste 5-10 ani, așa când vei fi extrem de cunoscută, sper să-ți aduci aminte de emisiunea Creativitate și Concret și atunci să revii alături de Iohana și să-mi spui: uite cât am realizat în anii ăștia. Cu siguranță. Încă o dată felicitări, încă o dată spun că cel puțin viața mea pe mine m-a vrăjit, dar și Flor de liliac e la fel de frumoasă. Și îmi spuneai că mai lucrez, nu? Urmează și alte... Da, urmează și alte melodii. Alte melodii? M-am apucat să învăț Hotel California, Eagles. Deci schimbăm un pic. Da, și Zombie, da, The Cranberries. Oho, deci... O tânără extrem de îndrăzneață, extrem de... cu o voce puternică, nu mai este? Da, nu... da. Este voce de cap, voce foarte bună, curată, dar în timp trebuie lucrat. Și așa, ia spuneți-mi dumneavoastră, cam cât trebuie să lucrăm ca să apară primul album? Nu? Că dacă înregistrăm așa de lejer două piese grele, greoaie zic eu, nu? Cred că la un moment dat... Mai avem de ceva, până, mai avem de lucru până la album. Este vorba de... orele de canto, care de canto, vă pune vorba de intonație, vorba de trill. Mai avem de lucru, nu se învață totul dintr-o dată. Țin să vă mărturisesc. Bine este că vocea este foarte, foarte curată și urechea muzicală foarte bună. Da, asta pe mine asta pe mine m-a încântat, o voce... Ea cântă live, vedeți, deci nu este lucru lucrat într-un studiu, este că se cântă live, deci pentru un debutant a cânta live e ceva extraordinar. Asta spun și eu. Pentru de asta... că profesioniști la ora actuală, majoritatea mai cântă live. Din acest motiv am spus felicitări și sună atât de bine. Deci vocea curat, atât de curată. Curat, exact, curat. Deci nu avem acolo un back vocal sau cum se numește. Backing vocals. Așa. Deci nu avem așa ceva. Eu am ascultat pur și simplu e vocea ta cu o orchestrație de excepție și cred că și textul te ajută foarte mult și cred că și sensibilitatea ta. Și țin să vă mărturisez, dragi telespectatori, că pe parcursul melodiei Tatăl, iată că ce înseamnă să fii tată, au apărut așa ochii un pic înlăcrimați și cred că și-a văzut fica cum îi calcă pe urme. Cred că e o mândrie de părinte. Bineînțeles, este cea mai mare satisfacție a unui părinte atunci când vezi că
copilul îți urmează unele din pasiunile tale. Și îți moștenește talentul și da. Iată... Să nu uităm să salutăm și noi vecinii, bunicile care le avem aici da. În Slatina, că avem și bunica din Republica Moldova venită pe la noi, bunica Angelica de la Tufeni este tu la Slatina, pe sora mea Lavinia, pe mătușa, pentru că ziua ei se spune la mulți ani, pe data 12 februarie, și bineînțeles colegii tăi de la liceu. Da, și pentru colegii pentru că o să strige, că asta pățăm, o să strige mâine, bă, ne-ai dat și o dedicație. Pentru toate clasele de la Radu Greceanu, acolo, cel mai bun liceu. Atât colegii, cât și bunica, cât și alți prietenii da. Ai noștri și ai dumneavoastră, ne pot urmări, cum am mai și spus, în reluare duminică de la ora 17, sau colegii tăi o pot face pe www.oltv.ro la emisiunea live, acolo te pot vedea, te pot asculta, pot da like-uri, pot face comentarii, da. Dar sunt fer convinsă că absolut toate comentariile vor fi de încurajare. Eu mulțumesc și în această seară pentru ținuta mea Muse și ne revedem săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Creativitate și Concret. O seară plăcută!